Octombrie și noiembrie sunt lunile care provoacă cele mai multe viroze și chiar gripă. Din cauza diferențelor de temperatură, organismul nostru devine mai sensibil, iar sistemul imunitar nu răzbește întotdeauna. O baie fierbinte cu sare, ceai de ceapă sau miere cu lămâie sunt doar câteva dintre leacurile băbești la care românii recurg în cazul răcelilor. Dacă în gât ceva, mă doare ceaiul de patlagină și soc, dacă tușesc. Dacă mă doare capul și am varză la îndemână, pun o frunză de varză cu ca o compresă. Ceai de mușețel sau pojarniță sau mentă. Am 80 de ani și n-am luat niciodată medicamente. Doar ceaiuri, atât. Lămâie, multă. Medicii recomandă să dormim cel puțin 8 ore pe noapte pentru a căpăta energie. Răcelile se combat și cu multe sucuri din fructe și legume proaspete. Pentru a nu ne slăbi sistemul imunitar, trebuie să evităm excesul de antibiotice.